Asociația Apicultorilor Albinuța Cimișlia, pe parcursul activității sale de 2 ani de zile, a reușit, potrivit președintelui Asociației Gheorghe Balan, să promoveze ramura apiculturii cu succes în raionul Cimișlia. În anul 2017, asociația a organizat o întâlnire cu corpul didactic și elevii Liceului Mihai Eminescu din Cimișlia, privind profesia de apicultor, importanța mierii pentru modul sănătos de viață. Întâlnirea a fost programată pe o durată de aproximativ 45 de minute, dar s-a extins până aproximativ la 2 ore. Am derulat și un film cu denumirea Miere sau Zahăr, realizat la Media TV de către domnul Andrei Bargan, în cadrul unei emisiuni televizate cu aceeași denumire. Această întâlnire a avut un ecou mare atât în rândurile elevilor cât și profesorilor. Asociația Apicole Albinuța a participat în cadrul Festivalului Republican Târgul de Flori din Cimișlia, expoziția republicană fabricată în Moldova, Chișinău, cât și la Târgul Internațional din Miere din orașul Câmpina, județul Prahova, România, obținând locul 2 la produsele de miere din Salcâmp. De asemenea, am mai participat la un târg internațional, Târg al Mierii din orașul Câmpina, România, unde am prezentat asociația un grup de apicultori și nu numai asociația, dar și produsele noastre apicole, unde chiar mierea noastră de Salcâmp a fost, i s-a acordat locul 2 după calitatea mierei. Fapt care vorbește despre aceea că în regiunea noastră, în raion, putem produce o miere de calitate foarte bună spre oameni. O sarcină aparte a Asociației Apicole Albinuța Cimișlia este edificarea unui centru de colectare a mierii. Problema principală este comercializarea producției, inclusiv crearea unui magazin apicol în Cimișlia. Dacă pentru certificarea mierii de albini sunt anumite standarde, pentru alte produse apicole deocamdată încă nu. Pentru certificarea mierii avem reglementare tehnică miere naturală, dar pentru alte produse nu sunt standarde și reglementări tehnice pentru a le certifica. De aceea, noi chiar și la Comisia Consiliului de Produse Apicole, care este pe lângă Ministerul Agriculturii, a fost nu odată ridicată această întrebare. Cei prezenți au venit cu aprecieri și propuneri concrete pentru îmbunătățirea activității asociației. Ar fi momentul să facem o întreprindere, nu știu cum. Iată, de la asta să vă porni și grupul de producători. Asta nu vă ajung. Ca să putem forma un grup de producători, ca să putem, într-adevăr, să luăm nu numai 80 sau cât acolo de studi, dar să primim subvenții, să din cotizații, să angajăm o persoană care să trebuie să facă ceva. Că așa din voluntariat, cum faceți dumneavoastră, e bine, dar e puțin. Ca președintele Consiliului de Administrare să spun că lucrul și scopul, obiectivii asociației a fost atins deja în legătură cu mărirea numărului de persoane, ce este cel mai principal, fiindcă scopul și obiectivul asociației este promovarea apiculturii și nu numai promovarea, dar promovarea prin noilor membri în această asociație și depistarea problemelor care există în societate la apicultori pentru ca împreună, în comun, să le promovăm. Că din an în an, Asociația Apicultorilor începe să adauge cu persoane tinere. Noi, apicultorii care suntem la moment, trebuie anume să promovăm aceea că tineretul care este, înseamnă că trebuie mai activ să ocupe și să însușească acest lucru foarte, foarte bun.
președinte al Asociației Apicole Albinuța Cimișlia, a fost reales Gheorghe Balan. O să fie și o continuitate. Și mai multe vreau. Vreau să aud la voi mai mult. Că îmi place inițiativele lui, ce-ai face. Eu trag de verge că așa am sprijinul de voastre, a tuturor membrilor asociației,